Atenție mare la membrii din familie, mai ales la copii atunci când prezintă semne de boală. O întârziere chiar și de câteva ore de a chema ambulanța sau de a apela la serviciile medicale poate fi fatală. Miercuri, la Spitalul Municipal din Pașcani, un copil în vârstă de 7 ani a murit cel mai probabil din cauza varicelei, o boală cunoscută și sub denumirea de vărsat de vânt, foarte contagioasă, care se transmite cel mai frecvent pe cale respiratorie. Copilul era elev la clasa pregătitoare la o școală din Pașcani. A mers la cursuri săptămâna trecută până joi inclusiv. Vineri, părinții au anunțat învățătoarea că elevul lipsește pe motiv că este bolnav. Copilul a rămas acasă, unde a fost îngrijit de părinți. După câteva zile însă, starea sa de sănătate s-a agravat, moment în care părinții au chemat salvarea și a fost transportat la spital. Aici medicii s-au luptat să îl țină în viață câteva ore, din păcate însă copilul a decedat din cauza complicațiilor. În data de 27.11.2019 s-a prezentat pe secția de pediatrie a Spitalului Municipal de Urgență Pașcani un pacient în vârstă de 7 ani de sex masculin, adus de ambulanță cu asistent. Pacientul se era în stare generală gravă, cu erupție petechială generalizată, deci pe tot corpul, cu grețuri și vărsături sanguinolente, cu scaun la fel cu sânge. Pacientul s-a prezentat în jurul orei 14.30, a fost consultat de medicul pediatru de gardă, s-au instituit măsurile de terapie pentru acest pacient, s-au recoltat probe biologice, investigațiile clinice și paraclinice. La ora 15, pacientul intră în stop cardiorespirator, este solicitat imediat medicul de pe terapie intensivă și medicul din serviciul de urgență, se instituie manevrele de resuscitare cardiopulmonară. Pacientul a fost resuscitat cardiopulmonar, s-au aplicat toate manevrele de resuscitare conform protocolelor medicale în vigoare. Pacientul a fost resuscitat aproape 2 ore, nu a răspuns la manevrele de resuscitare. După aceste 2 ore, declarându-se decesul, s-a anunțat medicina legală și poliția, fiind o suspiciune de moarte suspectă. Cazul a stârnit îngrijorare în rândul părinților de la școala Nicolae Iorga, acolo unde învăța copilul. O parte dintre aceștia refuză să își mai aducă copiii la școală până când este sigur că nu vor fi contaminați. Între timp au fost semnalate deja 7 cazuri de îmbolnăvire în urma telefoanelor date de părinți. Copiii respectivi nu au mai fost aduși la școală. Conducerea unității a luat deja primele măsuri. A fost făcută o dezinfecție, iar conducerea a solicitat indicații de la Direcția de Sănătate Publică. Despre nefericitul caz al elevului care a decedat, care ne afecta sufletește pe toți, pot să vă spun că elevul a absentat vineri, transmițându-i doamnei învățătoare, este un elev la clasa pregătitoare, transmițându-i doamnei învățătoare, părinții au transmis doamnei învățătoare, că are simptomele varicelei, a vărsatului de vânt. Luni am informat-o pe doamna asistentă medicală, a venit, cum vine de obicei, și a triat copiii. S-a constatat că lipseau 6 elevi care prezentau simptomele vărsatului de vânt și au fost reținuți acasă de către părinți, pentru că tratamentul se face la domiciliu, trebuie să fie izolați de ceilalți copii. În ziua următoare, de fapt în zilele următoare, au absentat câte 7 elevi de la clasa respectivă, dar numai un singur caz a fost confirmat de varicelă. Deci numai un singur caz. Am luat legătura și cu Sanepidul, ni s-a spus că trebuie să facem o dezinfecție, să ștergem mesele copiilor și locurile pe unde au ei acces, pe unde pun mânuțele cu alcool sanitar, ceea ce s-a făcut. Specialiștii au spus că deocamdată nu ar trebui să fie motive de îngrijorare, deoarece varicela este considerată una dintre cele mai comune boli ale copilăriei. Sigur, această boală este o boală cu un virus care se ia din aer. Virusul poate fi contactat sigur, și în școală, dar poate fi contactat și din afara școlii. Este o boală a copilăriei. Părinții au cam intrat în panică pentru că astăzi au venit la mine și au spus că își vor reține copiii acasă. Au intrat în panică. Le-am dat acceptul de a-și reține copiii acasă, însă nu cred că trebuie să ne speriem prea tare pentru că încă nu știm cauza decesului acelui copil.
El a putut avea alte complicații, avea după ce medicul de medicină legală își va spune cuvântul, atunci vom ști exact care este cauza. Deci este o boală, vărsatul de vânt este o boală care apare întotdeauna la schimbarea anotimpurilor. Și este o boală pe care ai făcut-o și organismul se imunizează și nu mai ai probleme toată viața. Menționăm că varicela, cunoscută și sub denumirea de vărsat de vânt, este o boală foarte contagioasă cauzată de virusul varicelo zosterian, un tip de virus herpetic responsabil și de îmbolnăvirea de zona zoster la adulți. Boala provoacă o erupție asemănătoare blisterului, mâncărime, oboseală și febră. Erupția apare mai întâi la nivelul stomacului, spatelui și feței și se poate răspândi pe tot corpul. După îmbolnăvirea de varicelă, gazda este purtătoare de virus pe tot parcursul vieții. Acesta rămâne în stare latentă în organism și în condiții proprice, cum ar fi imunitatea scăzută, se poate reactiva și poate declanșa zona zoster. Nu este de obicei o afecțiune gravă, severitatea variind de la o persoană la alta. Varicela este mult mai severă și cauzează complicații la femeile gravide, nou-născuți, copii cu vârsta peste 15 ani și persoanele care au sistemul imunitar slăbit. Boala însă poate avea urmări grave în cazul anumitor categorii de pacienți. Riscul de deces este de 1 la 60.000 de cazuri. Boala se transmite cel mai frecvent pe cale respiratorie, prin aer de la o persoană bolnavă care tușește sau strănută. Pentru că vorbim despre o afecțiune extrem de contagioasă, primul pas către tratare este izolarea pentru a evita contaminarea altor persoane. Varicela apare pe tot parcursul anului, însă se întâlnește mai frecvent iarna și primăvara. Peste 90% din persoanele din întreaga lume ajung să facă boala la un moment dat în viață, mai ales dacă aceste persoane nu sunt vaccinate împotriva varicelei. Îmbolnăvirea poate fi însă prevenită prin vaccin. Până la 90% dintre persoanele care se vaccinează nu vor face boala. Vaccinul antivaricelă însă nu este obligatoriu. Vești bune pentru elevii pășcăneni. Legislativul pășcănean a aprobat în ședința care a avut loc joi 28 noiembrie numărul de burse sociale și de merit și plata lor pentru perioada septembrie-decembrie 2019. În acest sens a fost alocată de la bugetul local suma de 114.000 de lei, bani care urmează să ajungă în câteva zile în conturile unităților școlare. Asta înseamnă că ele urmează să fie achitate integral până la sărbătorile de iarnă. Cuantumul unei burse sociale este de 60 de lei, iar a unei burse de merit 120 de lei. Consilierii din opoziție au solicitat majorarea lor începând de anul viitor. Revin cu aceeași rugăminte pe care am avut-o de ultimii 2 ani vis-a-vis de acest proiect de hotărâre. Haideți să găsim totuși resurse să majorăm aceste burse. Au rămas neschimbate 2 ani de zile. 60 de lei, 120 de lei. Cred că nu discutam asta de burse, nu discutam de alte cheltuieli dacă nu aveam acea. Este obligație legală să acordăm burse, nu? S-a modificat legea și este obligație legală să acordăm burse de merit și de studiu. Deci, haideți să încercăm. Deci, în fiecare an, dacă puneam 50 de lei, 100 de lei, nu e mare impactul bugetar. Ai impactul bugetar, domnul Daniel. Impactul bugetar, dacă le calculăm, nu cred că e atât de mare încât să nu putem găsi niște resurse. Și consilierul Sorin Olariu a solicitat majorarea burselor. El a propus ca municipalitatea să renunțe la focul de artificii de zilele municipiului, iar banii rămași să fie folosiți pentru suplimentarea bugetului pentru burse. Mi se pare că am mică alocarea de 60 de lei pentru bursele sociale și eu pot să vă dau și o sursă pe care eu cred eu că planul ar fi una viabilă. Asta și mă uitat în programul manifestărilor din decembrie și am văzut din nou focul de artificii. Haideți să rămânem cu focul de artificii din decembrie, dar de 1 ianuarie, și să renunțăm la artificiile de la zilele orașului. Pentru că acolo avem 20.000 lei, impactul bugetar vis-a-vis de, 100, de cei 180 de beneficiari cu încă 60 de lei, la 8.000 de lei. Deci, dacă luăm aia, ca să nu ardem banii pe artificii, îi dăm Da? În replică, viceprimărița Gabriela Nedelcu a spus că în acest an nu pot fi făcute majorări pentru că nu sunt bani și că nu pot fi amestecate bursele cu sărbătoarea orașului, deoarece și elevii și cetățenii municipiului merită în egală măsură sprijinul municipalității. Este o părere a noastră, domnul consilier, dar eu cred că nu trebuie să amestecăm subiectul legat de artificii cu burse sociale. Fiecare activitate și are rolul lui în comunitate. Aveți părerea noastră, respect, dar eu consider că
merită Bășcănea nici un foc de artificii și de zilele orașului și de Revelion, așa cum în egală măsură și copiii merită să aibă burse. Într-adevăr, poate la anul, în funcție de bugetul alocat, putem regândi și să alocăm o sumă mai mare, dar totul este să ne încadrăm într-o alocație bugetară corectă. Conform proiectului propus de viceprimărița Gabriela Nedelcu la Colegiul Mihail Sadoveanu din Pașcani, vor fi acordate 37 de burse sociale și 32 de merit. La Colegiul CF Unirea, 22 sociale și 24 de merit. La Liceul Teoretic Miron Costin, 22 sociale și 24 de merit. Și la Liceul Mihai Busuioc, 9 burse sociale și 12 de merit. De asemenea, la Liceul Tehnologic Nicolae Iorga sunt acordate 15 burse sociale și 17 de studiu. La Școala Gimnazială Iordache Cantacuzino, 22 de burse sociale și 14 de merit. La Școala Gimnazială Lunca, 16 sociale și 4 de merit, iar cea de la Gâștești, 17 sociale și 6 de merit. Menționăm că în anul de învățământ 2019-2020 la școlile din Pașcani sunt înscriși la cursuri 5.992 de elevi. Discuții neașteptate în cadrul legislativului pășcănean cu privire la situația dramatică în care a ajuns echipa locală de fotbal. Deși în dezbatere era programul și finanțarea aferentă activităților culturale și sportive programate în luna decembrie, consilierul Vasile Avrămiuc a făcut o radiografie la sânge a activității fotbalistice de la Clubul Sportiv Municipal Pașcani și a solicitat intervenția de urgență a administrației locale. Fostul crainic la meciurile CFR Pașcani a subliniat că fotbalul pășcănean a ajuns într-o situație ridicolă, iar actuala echipă este cea mai slabă din România, conform rezultatelor rușinoase obținute în ultima perioadă. Am ajuns într-o situație deosebită, aș spune chiar ridicolă, pentru oraș feroviar cu mare tradiție fotbalistică. A fost o vreme când în Pașcani se hotăra cine promovează în prima divizie și cine pică în divizia a treia. O spun cu strângere de inimă, vă spun pentru că eu țin la fotbal, însă pe stradă, pe esplanadă, mă întreabă zilnic, domnule, ce se întâmplă cu fotbalul pășcănean? Suntem cea mai slabă echipă din România. O spun cu durere, cu părere de rău o spun, dar o spun pentru că sunt ecoul multor foști diviți de fotbal care acum au părăsit stadionul și echipa pentru că rezultatele sunt deplorabile. Primarul Dumitru Pantazi a spus că municipalitatea alocă anual câte 1 milion de lei pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare a Clubului Sportiv Municipal și că nu pot fi alocați bani de la bugetul local pentru susținerea activității sportive. Edilul a atras atenția că sunt deja procese în țară și persoane condamnate pentru astfel de cheltuieli. El a făcut apel către oamenii de afaceri interesați să preia și să investească în echipa de fotbal la municipiului Pașcani în regim privat. Sunt obligat să clarific niște lucruri. În primul rând, și eu cu regret mă uit în timp, domnul Avrămiuc, dintr-o economie care o aveam în România, am rămas cu ce am rămas. Noi, la acest club, pentru utilități și activități sportive, alocăm 10 miliarde de lei. Și să știi, pășcănenii, că 10 miliarde de lei sunt alocați pentru acest club sportiv pe care îl avem în municipiul Pașcani. Legea nu ne permite să finanțăm efectiv activitățile sportive. Deci noi acordăm bani pentru întreținerea bazei sportive, pentru cheltuielile cu serviciile de acolo, cu personalul care întreține baza sportivă. Deci dacă sunt doritori și oameni de afaceri care doresc să preia echipa, nimeni nu-i oprește. Deci bani se pot aduce și din alte surse de venit. De cealaltă parte, liderul opoziției a precizat că administrația locală ar trebui mai întâi să stabilească obiective concrete echipei de fotbal, după care conducerea clubului să fie trasă la răspundere. Haideți să vedem care sunt obiectivele trasate de Consiliul Local pentru acest club sportiv. Noi, ce le-am spus lor să facă? Să facă Liga a treia, să facă Liga a patra, să facă sport de masă, să aibă o performanță anume. Le-am spus să facă ceva, au venit cu un plan și n-au făcut, atunci putem să tragem la răspundere. Nu cred că este suficient să spunem, doamne, eu v-am dat bani, voi trebuia să faceți. Ce anume trebuie să facă? Deci eu cred că ar trebui exact
cum s-a discutat și mai devreme, să ne stabilim noi care sunt obiectivele, să le dăm treaba care au de făcut și după aia, dacă n-au făcut, să-i tragem la răspundere. De asemenea, un alt consilier local, Ciprian Pintilie, membru în Consiliul de Administrație la CSM Pașcani, a atras atenția că la clubul sportiv sunt mai multe activități, dintre care unele cu performanțe la competițiile naționale, cum ar fi, de exemplu, atletismul, șahul sau rugby. Vreau să, în calitate de membru în Consiliul de Administrație la CSM, aș vrea să aduc o completare la tot ce s-a discutat. Toți acei bani de care a spus domnul primar sunt pentru întreg clubul. Clubul înseamnă nu numai fotbal, care ia bataie săptămână în săptămână cu 10-0, înseamnă și tenis de câmp, înseamnă și atletism, care aduce medalii domnului, înseamnă și rugby, care aduce performanță, și șah. Deci atât vreau ca să nu fie confundat clubul cu fotbalul. Subiectul este sensibil pentru aleșii locali, de frică să nu piardă din electorat, o spune chiar unul dintre consilieri. De asemenea, consilierul Sorin Olariu a atras atenția că lipsește spiritul sportiv cu desăvârșire și că ar fi fost agresat verbal atunci când a pus întrebări despre activitate echipei de fotbal. Văd acum colegii că au observat în sfârșit problemele de la CSM. Eu, dacă vă aduceți aminte, vreo 2 ani de zile tot. Cu comisie. Și ar fi trebuit ca, așa văd eu lucrurile, vezi că așa se întâmplă, vedeți că nu trag un semnal de alarmă, chiar așa este. Ar fi trebuit ca noi, consilierii, de mult să ne întâlnim, dar văd că unii acum au descoperit că nu sunt și în speța de BACD, și în speța celor la spital, dar numai că nu o fac. Doar am văzut iar și abordări că noi, consiliul local, trebuie să trasăm niște sarcini celor de la CSM, celor care sunt acele sarcini, când eu am invitat tot consilierul local. Hai să vedem, să luăm de fiecare parte, și la medicile invitat, și la spital. Am tot spuși de CSM cu rezultatele care sunt acolo. Nu contesta, ăștia sunt bani, deci ăștia sunt bani la buget. Ok, dar hai să ne limităm la banii ăștia. Deci nu să încercăm să ținem o echipă într-o ligă în care nu merge, pentru că spiritul sportiv lipsește cu desăvârșire. Adică eu mă duc la un meci din ușă, hai să țin de tenis sau fotbal, cum vreți. Mă duc și iau bătaie cu 2-0 și mă trezesc dimineață că am câștigat. Cum vine asta? Adică retrogradez într-o ligă și mă trezesc că tot în ligă. Cum vine asta? Deci nu există spiritul sportiv. Deci sportivii trebuie să înțeleagă cu mult sau puțin bani. Care sunt? Asta e situația economică a orașului. Nu avem mai mult. Că dacă ar fi, nu cred că nu s-ar da. Dar haideți să ne vedem între ghilimele lungul nasului și să începem să construim de jos în sus. Și de asta tot invit consiliere, dar văd că unii descoperă că de acum înainte. Subiectul ar urma să fie reluat într-o viitoare ședință. Consilierii locale au solicitat ca președintele clubului să prezinte un raport privind situația echipei locale de fotbal și modul în care au fost cheltuiți banii publici. Ziua profesorului de franceză, sărbătorită în România și în țările din Europa Centrală și Orientală pe 28 noiembrie, a fost sărbătorită la Colegiul Național Mihail Sadoveanu din Pașcani prin câștigarea marelui premiu la un concurs internațional de limbă franceză. Daniel Gheorghiu, elev în clasa 11, a câștigat premiul întâi la concursul internațional de poezie Rencontre European, organizat la Paris. Totodată, premii speciale au luat și elevele Sara Sticea, Julie Banan și Tatiana Cojocaru. Concursul Rencontre European este un concurs internațional, au participat liceeni din toată lumea. Daniel a reușit să câștige locul întâi și îl felicit pentru asta. Mă numesc Gheorghiu Daniel, sunt elev în clasa 11F la Colegiul Național Mihail Sadoveanu. Am participat la concursul Rencontre European încă din clasa 9. În clasa 9 și anul acesta am reușit să iau premiul întâi. Toate textele câștigătoare vor fi grupate într-un volum, iar banii obținuți din vânzarea acestuia vor merge către UNICEF. Banii obținuți din vânzarea acestor cărți vor fi donați UNICEF. La acest concurs au mai obținut premii speciale și alți elevi de la Colegiul Sadoveanu, Sara Sticea din clasa 10D, Iulia Balan din clasa 11D și Tatiana Cojocaru din clasa 11A.
elevii au pregătit și au scris poezie în limba franceză. Aceste poezii au fost supuse unui juriu internațional. Este un eveniment, un premiu, sunt niște premii cu care ne mândrim, mai ales că astăzi este Ziua Internațională a Profesorilor de Franceză și noi profesori, eu ca profesor de franceză sunt extrem de mândră că am alături de mine elevi pe care mă pot baza, elevi care se implică și elevi care cinstesc limba franceză. Ziua Recunoștinței, o sărbătoare cu specific american în care se mulțumește pentru bogăția recoltei, a fost celebrată de elevii liceului Nicolae Iorga din Pașcani într-un mod autentic. Copiii începând de la clasa a 4-a până la adolescenți de clasa a 12-a au pregătit coșuri cu alimente pentru a fi donate copiilor care provin din familii defavorizate. Elevii au făcut și o scurtă prezentare despre istoricul sărbătorii. Astăzi liceul nostru Nicolae Iorga este în sărbătoare. Cu ocazia Zilei Recunoștinței, Thanksgiving Day, copiii au pregătit coșuri înveșugate pe care ulterior urmează să le donăm copiilor mai puțin norocoși, să zicem noi, și la Părintele Cristea în Biserica de Fântânele. Este sărbătoarea preluată de la primii coloniști care au sosit în lumea nouă în anul 1621. Ei au celebrat această zi drept mulțumire pentru recolta bogată pe care au obținut-o chiar și în condiții climatice dure. În anul 1941, Congresul Statelor Unite ale Americii a adoptat o rezoluție prin care a stabilit ca cea de-a patra zi de joi din luna noiembrie să devină în mod oficial Sărbătoarea Națională a Statelor Unite ale Americilor. Originile sărbătorii diferă. În Canada, exploratorul britanic Martin Frobisher a încercat să găsească o cale spre Orient. Nu a reușit și a ajuns să se stabilească în Canada. În anul 1578, el a ținut o ceremonie prin care a mulțumit că a supraviețuit unei călătorii atât de lungi. Ulterior și alți coloniști care au ajuns au continuat tradiția. Mai târziu, Frobisher a înnobilat iar un golf la Oceanul Atlantic. A primit numele de Frobisher Bay în memoria sa. Alte tradiții de Thanksgiving Day. O tradiție a mesei este rugăciunea pe care oamenii o spun la începutul mesei. Pe toată parcursul rugăciunii, oamenii se țin de mână și fiecare dintre persoanele prezente precizează un motiv pentru care îi mulțumește lui Dumnezeu pentru această zi. Sărbătoarea de Thanksgiving Day a devenit o sărbătoare federală, oficială, iar americanii participă în această zi la diferite acțiuni caritabile. Ei colectează bani sau pregătesc mâncare pentru cei săraci din spațiul amenajat pentru ei. Conducerea școlii a felicitat inițiativa elevilor și a profesorilor coordonatori, precizând că în cadrul instituției de învățământ nu se celebrează doar sărbătorile străine, ci și cele tradiționale. Copiilor am adresat felicitări profesorilor care i-au îndrumat. Îi asigur că se bucură de respectul nostru a profesorilor și de respectul comunității. Este bine că se gândesc la copii defavorizați, care nu au avut o soartă ca a voastră. Și vreau să spun că noi nu sărbăm numai sărbătorile străine. Menționăm că o parte din alimente vor fi distribuite către 3 elevi ai școlii, iar cealaltă parte va merge către Asociația Lumină și Dar din Pașcani, coordonată de preotul Dumitru Cristea. Județul Iași se pregătește să traverseze o perioadă deosebit de rece, începând de la sfârșitul acestei luni, conform unui anunț făcut chiar de prefect. Cele mai vulnerabile în această situație sunt persoanele în vârstă, rămase singure sau cele fără niciun adăpost. Subiectul a fost discutat în ședința Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru problemele persoanelor vârstnice Iași, întrunit miercuri în ședință. Reprezentantul guvernului a solicitat informări de la furnizorul local de căldură cu privire la funcționarea sistemului centralizat de încălzire și măsurile de protecție a persoanelor defavorizate. La discuții au participat și reprezentanții Direcției de Sănătate Publică și Agenției Județene de Plăți. Discuțiile din ședința de astăzi au vizat problematica încălzirii apartamentelor din municipiul Iași, branșate la sistemul centralizat.
pe parcursul sezonului rece, iar punctul 2, la punctul 2 s-a discutat protecția persoanelor vârstnice împotriva bolilor de sezon, în condițiile în care la sfârșitul acestei luni și la începutul celei viitoare ne vom confrunta cu o perioadă deosebit de rece. La această ședință au participat reprezentanți primăriei municipiului Iași, ai direcții de asistență comunitară Iași, ai agenții județene pentru plăți și inspecții sociale Iași, ai direcții de sănătate publică, precum și reprezentanții furnizorului local de energie termică și apă caldă. Aceștia prezentau răspunsuri la numeroasele întrebări ridicate de asociațiile de vârstnici. La Pașcani, regia locală de termoficare a intrat în insolvență cu aprobarea consilierilor locali, a încetat în vara acestui an principala activitate și a reziliat contractele cu toți abonații. Asta după ce din luna aprilie nu a mai putut furniza apă caldă și căldură din lipsa banilor, dar și acumulării de datorii uriașe. Municipalitatea a montat centrale termice individuale în instituții, școli și grădinițe și acordă ajutoare financiare celor cu venituri mici și fără datorii la bugetul local pentru montarea de centrale termice sau alte sisteme de încălzire. Până acum au fost primite circa 200 de cereri aflate în evaluare și plată. Nu se știe însă ce se va întâmpla cu restul foștilor abonați ai RAGCL, peste 2000 de familii, dacă și-au pus sau nu centrale, dacă au sau nu cu ce să se încălzească. Primăria Pașcani nu are o astfel de situație, ci doar cu cei care primesc ajutoare de la bugetul local. Prefectul județului spune că persoanele în vârstă care nu au nicio sursă de căldură pot să solicite ajutorul prefecturii prin intermediul asociațiilor de pensionari. În cazul primirii unei solicitări, vom lua legătura de îndată cu autoritățile locale din Pașcani pentru a afla problemele cu care se confruntă și a găsi soluții. La fel putem invita toate instituțiile implicate în gestionarea acestei probleme. Menționăm că la Iași mai sunt branșate la sistemul centralizat de încălzire circa 28.000 de apartamente, iar prețul de facturare al căldurii este de 245,39 de lei pe gigacalorie, diferența pentru acoperirea prețului de producție fiind subvenționată de la bugetul local. La Pașcani, ultimul preț de facturare la populație a fost de 100 de lei gigacaloria, iar prețul de producție 742,32 de lei, diferența fiind subvenție pentru ca regia să își poată achita facturile de la gaz. În perioada 18 noiembrie 2019-6 ianuarie 2020, polițiștii ieșeni vor efectua acțiuni și controale atât la societățile comerciale autorizate să desfășoare acțiuni cu articole pirotehnice, cât și în zona piețelor, târgurilor sau centrelor comerciale. Sunt vizate persoanele fizice și juridice neautorizate care comercializează ambulant articole pirotehnice. Activitățile au ca scop prevenirea și combaterea evenimentelor negative generate de folosirea articolelor pirotehnice de către persoanele fizice fizice și juridice în perioada sărbătorilor de iarnă. În perioada 18 noiembrie 2019, 6 ianuarie 2020, polițiștii ieșeni vor efectua acțiuni și controle în cadrul acțiunii foc de artificii, atât la societățile comerciale autorizate, desfășoară operațiuni cu articole pirotehnice, cât și în zona piețelor, târgurilor sau centrelor comerciale. În cadrul acțiunilor vor fi vizate persoane fizice și juridice neautorizate care comercializează ambulant cu articole pirotehnice. Acțiunile au scopul de prevenire și de combaterea oricăror evenimente negative generate de nerespectarea prevederilor legale care reglementează deținerea, comercializarea, importul, depozitarea și folosirea articolelor pirotehnice de către persoane fizice și juridice în perioada sărbătorilor de iarnă. În această cale reamintim faptul că persoanele juridice autorizate nu pot comercializa către alte persoane juridice autorizate decât articole pirotehnice din categoriile pentru care au fost autorizate. Totodată, persoanele juridice nu pot comercializa articole pirotehnice din categoriile F2, F4. Obiectele pirotehnice din categoria F1 pot fi comercializate pe timpul anului. De asemenea, referitor la persoanele fizice, atragem atenția că acestea, dacă au vârstă de peste 18 ani, pot deține și folosi în scop de divertisment doar articole pirotehnice din categoria F1 pe tot timpul anului.
Potrivit legii, persoanele juridice autorizate nu pot comercializa articole pirotehnice decât din categoriile pentru care au fost autorizate. Articolele pirotehnice de tip petardă, încadrate în categoria P1, apărute pe piața românească, nu sunt destinate pentru a fi folosite în scop de divertisment, utilizarea acestora fiind permisă doar în cazuri deosebite. Totodată, persoanele juridice nu pot comercializa articole pirotehnice din categoriile F2, F4. Singurele obiecte pirotehnice care pot fi comercializate pe tot timpul anului sunt cele din categoria F1. Valorile termice se vor menține mult mai ridicate decât mediile multianuale. Cerul va avea înnorări în regiunile intracarpatice, unde local va ploua. La munte, în prima parte a intervalului, vor predomina ploile, iar din orele serii, în special pe creste, vor fi precipitații mixte. În restul teritoriului, înnorările vor fi temporare și pe spații mici va ploua slab. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări la munte, îndeoseb pe creste, iar pe parcursul zilei, trecător și în nord-vest, centru și sud. Temperaturile maxime se vor încadra între 9 și 17 grade, iar cele minime între 1 și 8 grade Celsius. Izolat vor fi condiții de ceață. We'll be right back.